Iubiți frați și surori, vă salutăm din nou cu Hristos înviat. Este bine să fim iarăși împreună. Am întârziat puțin din motive independente de voința noastră, dar iată-ne din nou în legătura aceasta. Putem să începem și să cerem de la Dumnezeu binecuvântare prin rugăciune peste serviciul pe care îl vom avea în această seară. Vom avea și cântări și mărturie, vom avea mesaje în limba română și în limba engleză, așadar haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Doamne Dumnezeul nostru, glorie și laudă ți aducem în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru care a fost mort, dar a înviat, a biruit moartea și mormântul și păcatul și iadul, și este Mântuitorul nostru care șade la dreapta Tatălui și face mijlocire pentru noi. În numele Lui ne rugăm în această seară, binecuvintează-ne pe toți, binecuvintează fiecare familie, fiecare casă în care credincioșii se adună și ascultă cuvântul Tău și, Doamne, fă ca inimile noastre să se îndrepte spre Tine în seara aceasta. Ne gândim și la cei care sunt în depărtare din ai noștri, Doamne, fie binecuvântarea Ta și peste ei, fie că sunt acasă sau sunt la spitale sau sunt în țări străine, ocrotește, te rugăm, pe fiecare. Pentru cei bolnavi, te rugăm, dă vindecare, Doamne, și pentru noi toți, ajută-ne să privim cu nădejde la Tine în așteptarea acelei zile în care vom fi iarăși împreună în casa Ta, dar mai ales cu pregătire spirituală pentru ziua în care vom fi împreună cu Tine. Binecuvintează cuvântul din seara aceasta, părtășia pe care o avem, binecuvintează-ne pe noi și ai noștri și, Doamne, împlinește-ți planul Tău prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Tău în seara aceasta noi, cu sfințire, cu o stare de apropiere de Tine și cu binecuvântarea pe care o nădăjduim din partea Ta. În toate, numele Tău să fie glorificat în veci de veci. Amin. Ascultăm acum o cântare, apoi un salut din partea fratului Vasi Pea din România, după care urmează o a doua cântare pentru lauda Domnului.
Dragi frați și surori din Australia, vă binecuvintez în numele Domnului. Mă bucur așa de mult că pot să vă transmit câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș putea să spun pentru început decât ceea ce Apostolul Pavel spunea Filipenilor? Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. M-am bucurat să pot să fiu în 2 ani la rând în vizită în Australia. M-am bucurat să văd credința și dragostea dumneavoastră. Biserica lui Hristos din Melbourne, am văzut cum Dumnezeu lucrează în mijlocul vostru și l-am binecuvântat pe El pentru ceea ce am găsit. Mi-aduc aminte cu drag și păstrez o aducere aminte frumoasă despre voi. De aceea vreau să vă binecuvintez în această zi și să vă aduc salutările fraților din Giroc, a Bisericii Baptiste pe care o slujesc aici în Giroc. Salutul bisericii noastre este în 2 Petru, capitolul 1, versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce doresc pentru dumneavoastră, pentru frații mei din Australia, pentru prieteni, pentru rudele de acolo, ca harul să vă fie înmulțit prin cunoașterea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să vă descopere tot mai mult din El, să-L aveți pe El, să vă bucurați de El și să umblați în cuvântul Lui, călăuziți de toată plinătatea Duhului Sfânt. Vă binecuvintez în numele Domnului, vă îmbrățișez cu tot dragul și vă doresc ca Duhul Domnului să rămână peste voi și să aveți parte de moștenirea sfinților în împărăția lui Dumnezeu. M-am bucurat atât de mult să pot să cunosc oameni în Australia care umblă cu Dumnezeu, oameni care au credința, oameni care sunt plini de toată plinătatea Duhului Sfânt. M-am bucurat să întâlnesc oameni tineri și în vârstă care au fost pentru mine o bucurie. Vă binecuvintez în numele Domnului și doresc ca harul și pacea să vă fie înmulțite pe deplin. Amin.
Câteva anunțuri vrem să vă aducem și în seara aceasta pentru Biserica Domnului. Aveți lista noastră de rugăciune pentru cei care sunt în suferință, care au nevoie de ajutorul nostru. Uitați-vă pe lista aceasta și completați în această seară, mai puneți și numele fratelui Savu Matei, care este în spital pentru câteva analize. Nădăjduim în cursul acestei săptămâni ca toate aceste analize să poată să fie făcute și fratele Savu să poată să se întoarcă acasă în mijlocul familiei. Ne rugăm pentru toți aceștia și pentru alții pe care dumneavoastră îi mai aveți pe listele dumneavoastră, ca Dumnezeu să se îndure de fiecare după îndurarea sa cea mare și după nevoile pe care fiecare le are. Donațiile se pot face către biserica noastră în contul care este afișat și mulțumesc tuturor celor care în decursul săptămânilor donează și transferă bani în contul bisericii. Serviciile sunt cele cunoscute, următorul este marți seara la ora 7:30, vă așteptăm să fim iarăși împreună online la serviciul nostru de rugăciune, să învățăm din cuvântul Domnului și să ne rugăm împreună și în rest celelalte servicii pe care le cunoașteți. Programul se poate urmări la adresa aceasta pe internet și vă așteptăm să spuneți și altora ca să poată să urmărească împreună cu noi. Așa cum cunoașteți, în seara aceasta, ora 10, ora Australiei, fratele Alex și sora Rahela din Irlanda vor avea serviciul de cununie, desigur restrâns la doar câteva persoane, dar Dumnezeu va fi cu ei acolo și ne rugăm ca El să-i binecuvinteze cu tot ceea ce au nevoie și cu sănătate și cu creștere spirituală, cu un caracter frumos și cu o căsnicie care să-L glorifice pe Dumnezeu. În momentul în care voi primi informații despre linkul la care poate să fie urmărită slujba de cununie, voi transmite și altora așa încât să poată să urmărească în primul rând tinerilor și celor care vor vrea să urmărească slujba aceasta, care, repet, va fi la ora 10 seara. Și acum aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să am un mesaj pentru dumneavoastră în limba română, așa cum am spus, un mesaj bazat pe Psalmul 91. Vă rog să aveți și dumneavoastră Scriptura deschisă și să privim la psalmul acesta care în ultimele luni a fost folosit foarte mult. Am găsit oameni care pe internet au pus versete din psalmul acesta cu foarte multă încredere în Dumnezeu și cu foarte multă încredere în ceea ce spune psalmul acesta. Mereu și mereu am văzut oameni care spuneau 1000 să cadă la dreapta, 10.000 la sânga ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi și alte și alte versete din psalmul acesta, care, psalm spune și despre ciumă și despre pustiri și despre molimă, versetul 3, versetul 6, un psalm plin de promisiunile lui Dumnezeu. Și totuși auzim despre oameni care s-au îmbolnăvit. Și nu oameni din rândul celor necredincioși, ci chiar credincioși. Cât de curând acum am auzit despre un tată al unei familii cu 10 copii, el la 48 de ani, copiii între 5 și 22 de ani. A fost dus de la Suceava cu elicopterul la București, după câteva zile a murit. Au rămas în urma lui o soție și 10 copii. Și a fost credincios. Și alții și alții, nu a murit acum câteva săptămâni fratele Viorel Candreanu, care a fost aici la noi. Cum rămâne cu Psalmul 91? Este cuvântul lui Dumnezeu. Ar putea cineva, privind la psalmul acesta și uitându-se la ceea ce se întâmplă, chiar și cu cei credincioși, să zică ceva nu merge. Ne-am pus încrederea în niște versete, în niște texte, am zis că Dumnezeu ne păzește și uite că Dumnezeu n-a păzit pe unii, cel puțin așa se pare. Și apoi mă gândesc la copiii noștri, cărora trebuie să le răspundem la întrebări. Dacă copilul vine și spune, tată, dar aici spune că Dumnezeu ne va păzi. De ce este molima aceasta? De ce și credincioșii sunt atinși? De ce parcă Dumnezeu nu se ține de cuvânt? Și vreau să vă spun că lucrul acesta este cât se poate de acut, pentru că o femeie în Marea Britanie, care a avut un accident, fiica ei a avut un accident și a murit, și femeia aceasta nu era oarecine în biserică, a ajuns de s-a lepădat de credință, pentru că a spus ea, Dumnezeu promite în cuvântul lui că ne va proteja, ne va păzi, nu ne vom lovi piciorul de vreo piatră și uite că fata mea a murit în accident.
Și a părăsit credința pe motivul acesta că, iată, Dumnezeu nu și-a împlinit cuvântul. Ceva trebuie să fie aici. Dumnezeu promite și credincioșii se îmbolnăvesc și atunci ce spunem copiilor noștri? Este cuvântul lui Dumnezeu vrednic de încredere? Da, este, dar uite că sunt situațiile acestea. Este Dumnezeu vrednic de încredere? Absolut! Și cum rămâne cu Psalmul 91? Și nu numai cu Psalmul 91, cu Psalmul 121. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în viac. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Ce se întâmplă? Să citim Psalmul. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Psalmul acesta vorbește despre credincioși. Nu vorbește despre toți oamenii, ci despre cei care se încred în Dumnezeu. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, adică de virusurile acestea și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Psalmul îndreaptă atenția către caracterul lui Dumnezeu. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Nu trebuie să te temi. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, păi în America 50.000 au murit, peste 50.000. Și dintre ei credincioși. Nu ne-am rugat noi pentru familii din America care au suferit și suferă și acum. Nu avem cazuri de oameni care au murit dintre cei care ne-am rugat, dar cazuri care au suferit. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge. Nu numai molime, nu numai boli, nu numai virus, nici o nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău sau de familia ta. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Deci nici măcar accidentele acestea frivole, ciudate sau, cum să zic, banale, nici acestea, Psalmul spune că nu se va întâmpla. Vei păși peste lei și peste năpârci, și vei călca, adică peste vipere, și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Și totuși unii oameni nu apucă o viață lungă. Acum 17 ani a fost acel accident teribil sau dezastru cu naveta spațială Columbia. Și cel care era comandantul misiunii, Rick Husband, era credincios. Foarte credincios, activ în biserica lui. Un om care a ajuns în pozițiile acestea și cu grad militar și a fost șeful acestei misiuni. Și când s-au întors sau când a fost lansată această navetă spațială, 13 secunde sau așa a durat zborul și apoi a explodat în aer. N-a fost el credincios? De ce nu s-a împlinit cu el Psalmul 91? Și cu alții? Și apoi în 2004 a fost acel tsunami în Sri Lanka și în alte părți. 1000 de morți au fost într-o singură localitate, în Malativu, și acolo am citit că cei care s-au dus la biserică au fost prinși de tsunami și au murit, și cei care au stat acasă dintre credincioși nu au murit. Parcă este așa ceva de neînțeles. Unii stau acasă și nu sunt atinși, alții merg la biserică și mor acolo. Ce poți să înțelegi de aici? Nu cumva în Dumnezeu și-a încălcat promisiunile din Psalmul 91? Repet, când lucrurile acestea ni le punem pentru noi înșine și alții ne le pun nouă sau copiii noștri ne întreabă, va trebui să avem un răspuns. Poate nu v-a pus nimeni întrebarea aceasta până acum, dar poate v-ați spus-o dumneavoastră. Aș vrea să adresez această întrebare în seara aceasta. Unii spun că psalmul acesta se referă la timpul trecut.
Este un psalm pe care probabil l-a scris Moise. Moise vorbește despre experiența lui Israel din trecut, când Dumnezeu le-a purtat de grijă, și așadar psalmul acesta este o mărturie despre ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut. Dar eu zic că nu e chiar așa, pentru că psalmul vorbește în viitor. Nici o nenorocire nu te va ajunge, în viitor vorbește. Și sunt unii care spun că viitorul acesta se referă la împărăția mesianică, la împărăția de 1000 de ani. Psalmul acesta 91 are de-a face cu în viitor, când vom ajunge acolo. Când Domnul Iisus Hristos va domni la Ierusalim timp de 1000 de ani, atunci nu te va ajunge nicio nenorocire, nicio încercare peste tine, nu te vei lovi. Și totuși, cred că adevărul este undeva între mijloc. Pentru că acest psalm are de-a face cu mai mult decât protecția în trecut a lui Israel și protecția în viitor în împărăția de un mileniu. Unii spun că psalmul acesta se referă la o protecție spirituală. Da, ne îmbolnăvim, ne lovim, avem accidente, trece prin tot felul de lucruri în viața aceasta, dar din punct de vedere spiritual suntem păziți de Dumnezeu. Nu fizic, ci spiritual. Are dreptate cine spune așa ceva? Psalmul acesta are de-a face cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Mărturisește ce a făcut Dumnezeu în trecut, ne asigură că Dumnezeu este în stare, este în măsură, este puternic să ne țină și astăzi, să nu ni se întâmple lucrurile, și ne arată și ce poate Dumnezeu să facă cu protecția sa în viitor pentru noi. Psalmul acesta 91 cred că nu trebuie să fie interpretat ca o promisiune de protecție fizică absolută. Cum am zis până acum, de ce se îmbolnăvesc oamenii, de ce avem accidente, de ce ne lovim, de ce sunt lucrurile acestea, de ce avem frații în spital, de ce se îmbolnăvesc părinții noștri. Dumnezeu n-a promis niciodată că nu vom suferi nimic fizic și psalmul acesta nu trebuie interpretat în cheia aceasta, Dumnezeu se angajează că nu vom avea niciun fel de probleme, pentru că experiența persoanelor din Biblie și experiența noastră dovedește că nu e chiar așa. Iov, de ce s-a îmbolnăvit Iov? N-a fost el om credincios. Dumnezeu s-a lăudat cu el și a spus că nu este om ca Iov pe pământ și totuși a fost bolnav. Ar putea cineva să zică, da, dar Iov n-a avut psalmul 91. Bine, dar cei trei tineri din cuptorul de foc, din cartea lui Daniel, de ce au ajuns acolo? De ce au trebuit să treacă pe acolo? A, da, dar ei au fost scăpați, împreună cu ei în cuptor a fost un om, unul ca un înger, ca cu chip de fiu de Dumnezeu. Dar atunci Ștefan, om plin de Duhul Sfânt și de credință, nu-i puteau sta împotrivă. De ce a trebuit să fie lovit cu pietre și să moară? Și Pavel, de ce a avut acel țepuș în carne? El spune că a înțeles de ce l-a avut, ca Dumnezeu să-i spună, harul meu ți este destul, dar n-a fost scutit de suferință și de lovituri și de boli și de necazuri. Dar Domnul Iisus Hristos, nici el n-a fost scutit. Când a fost ispitit în Matei capitolul 3, diavolul vine chiar cu acest text, cu psalmul 91 și spune, Dumnezeu a promis că va trimite îngerii, te vor ține pe mâini, nu te vei lovi cu picior de vreo piatră. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde cumva satanei, nu scoate lucrurile din context. Nu asta spune textul acolo. Și apoi martirii care au suferit, care au îndurat morții ei, n-au fost credincioși, ba au fost. N-au trebuit să treacă și ei prin lucrurile acestea, ba da, dar cu ce scop? Și pentru aceasta, hai să citesc din Evrei capitolul 11. Alții au suferit batjocuri, da, unii au fost scăpați de foc, de sabie, unii au fost scăpați miraculos, Dumnezeu a intervenit și a izbăvit, dar alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, au rătăcit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei n-au fost credincioși? Ba da, au fost chiar foarte credincioși. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, deci erau oameni credincioși, aveau și ei psalmul 91, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. De ce? Versetul 40 este cheia. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Cred că aici este miezul înțelesului acestui psalm.
Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi. Și s-ar putea ca Dumnezeu pentru cel care îngăduie să treacă prin suferință și chiar, cum a fost cazul fratelui Viorel Candreanu, să aibă pentru el ceva mai bun, adică veșnicia cu Domnul. Moartea să fie o poartă deschisă spre veșnicie. Și atunci, felul în care înțeleg psalmul acesta este, da, psalmul este adevărat. Dar înțelegerea mea despre Dumnezeu trebuie să cunoască o anumită modificare, și anume, Dumnezeu mă va izbăvi de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei, cu excepția cazului în care el, în dragostea și în înțelepciunea lui, va considera că pot trece prin acestea pentru a obține ceva mult mai bun. Dacă în urma suferinței, a bolii, a unei încercări, Dumnezeu mă scoate de acolo mai alb, mai pocăit, ca pe Iov, spre exemplu. Iov s-a pocăit și pronunță singura dată în Vechiul Testament când apare cuvântul pocăință, este la Iov. Mă pocăiesc în sac și cenușă, în capitolul 40, când a trecut deja prin suferință. Deci dacă suferința aceea mă scoate mai pocăit, laudă Domnului. Dumnezeu a îngăduit pocăința, a îngăduit suferința pentru ceva mai bun. Acum ai putea să zici, de ce a îngăduit Dumnezeu perioada aceasta? Deja s-a împlinit o lună, am intrat în a doua lună, nu? S-a împlinit o lună de când nu ne adunăm în biserică. De ce, Doamne? De ce ai îngăduit? De ce face guvernul ce vrea cu bisericile? De ce în toată lumea bisericile sunt închise? Pentru că Dumnezeu are ceva mai bun. Are ceva mai bun. Are ceva mai bun la nivel personal, să ne pocăim, să ne îndreptăm căile, să ne îndreptăm viața, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Dumnezeu are ceva mai bun pentru casele noastre, în fiecare casă să fie biserică. Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi, să nu ne legăm de pământul ăsta, că vedeți cât suntem de trecători, ci să ne legăm de cer. Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi. Deci Dumnezeu, când îngăduie suferința, o îngăduie pentru cei credincioși cu scopul de a face ceva mai bun. Dacă suntem greșiți, Dumnezeu îngăduie suferința ca o disciplinare, ca să ne întoarcă pe calea cea bună. Dumnezeu vrea ceva mai bun pentru noi. Dumnezeu îngăduie să trecem prin suferință. Și da, uneori Dumnezeu nu ne izbăvește din toate lucrurile acestea, pentru că are ceva mai bun. Au fost misionari care au avut de suferit moarte din partea triburilor unde s-au dus să vestească Evanghelia. O nenorocire, am putea să zicem. S-au întâmplat lucruri grozave. Oamenii aceia au murit în jungla Amazonului, au murit. Ce tragedie, ce nenorocire. Și totuși, după câțiva ani, văduva misionarului care a fost ucis de tribul Auca s-a dus înapoi, a vestit cuvântul lui Dumnezeu, oamenii s-au întors la Domnul, Evanghelia a fost predicată, tribul a fost câștigat pentru Domnul. Dacă n-ar fi fost suferința de la început, nu s-ar fi întors. Și dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost să treacă și El prin suferință, am fi avut noi astăzi parte de mântuire? Dacă Dumnezeu ar fi aplicat Psalmul 91, literal, motamo, pentru Domnul Iisus Hristos, nu va îngădui să-ți se întâmple nimic rău. Nu ar fi îngăduit crucea pentru El. Am fi avut noi astăzi mântuirea? Nu, Dumnezeu nu i-a dat Domnului Iisus Hristos o izbăvire literală, cum scrie în Psalmul 91, Domnul Iisus, pentru că avea în vedere ceva mai bun, mult mai bun, mântuirea noastră. Și atunci când privim prin aceste lentile la Psalmul 91, Psalmul 121 și la alte promisiuni, spunem, Doamne, Te laud. Pentru că știu că și atunci când mă treci prin încercare, vrei să scoți ceva mai bun. Ai pentru mine ceva mai bun. Pentru cei care au trecut prin suferință în vremea Apostolului Pavel și li s-au răpit averile, ce lucru neplăcut. Și totuși Dumnezeu voia să scoate ceva mai bun. Și anume să ne arate că se poate trăi legat de cer, cu inima strâns legată de Domnul care ne-a promis că într-o zi vom fi cu El. Și dacă Dumnezeu îngăduie suferința pentru cei credincioși, o îngăduie pentru ceva mai bun. De aceea psalmul acesta, care este un psalm pentru cei credincioși, este plin de promisiuni, dar îl înțelegem în felul acesta. Dumnezeu are ceva bun pentru noi. Chiar dacă îngăduie să trecem prin suferință, are pentru că ne vrea binele. Pe Apostolul Pavel a trecut prin suferință pentru că a vrut să-l țină smerit, pentru că smerenia, umilința, este mai importantă decât să n-ai niciun fel de probleme. Pe alții a trecut prin închisoare și nu l-a izbăvit pe Ștefan de moarte,
nici pe Timotei de închisoare. Pe Petru l-a scos din închisoare, dar pe Timotei nu. Decât când a venit vremea să fie izbăvit, pe Apostolul Pavel prima dată l-a scos, apoi a trebuit să moară moarte de martir, pentru că după moartea aceea, Apostolul Pavel trebuia să primească cununa neveștejită pe care o dă Dumnezeu celor ce-L iubesc. Așadar, privirea pe care o avem asupra Cuvântului Dumnezeu se schimbă când înțelegem cine este Dumnezeu, cum este El, ce bine vrea El să ne facă. Nădăjduiesc că aceste cuvinte din seara aceasta v-au ajutat să prindeți această perspectivă a lui Dumnezeu care vrea pentru noi ce este mai bun. Și dacă acest mai bun se realizează prin suferință, prin durere, prin necazuri, prin accidente, atunci Dumnezeu știe cum este cel mai bine. Îl lăudăm pe El, ne încredem în Dumnezeu, avem toată încrederea că El care este Tatăl nostru știe ce avem noi nevoie și ne vrea binele nostru și putem să mergem și mâine și în zilele următoare cu această încredere. Tatăl nostru știe ce este mai bun pentru noi. Zicea Domnul Iisus, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune celor ce îi le cer. Așadar ne încredem în El, avem încredere în Dumnezeu că ne poartă cu mâna sa biruitoare și numele Lui să fie glorificat în veci. Amin. Mai ascultăm o cântare și apoi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu predicat în această seară prin fratele Adrian Cerbu. Predică va fi în limba engleză și ne rugăm ca Dumnezeu să o folosească pentru noi toți. Amin. Your Bible has. I've had a look at mine. It's 1,140 pages. What's the odds or the probability or the chances that tonight, without speaking to Frater Teofil, we end up from the same page, page 544 in my Bible, Psalm 91. This was my introduction for tonight's message,
And I was stressing out at home thinking, how am I going to fit all this information in the time we have? And I was so glad that Frater Teofil helped me with the introduction and got that out of the way. So if you do have your Bibles, I really encourage you to open it up to Psalm 91. And we will look at Psalm 91 from the back end. And then we will look at some other parts of God's Word as well. So we will be using the Bible a lot tonight. So please keep it with you. But let me pray. And then we can start looking together at God's Word. Father, I thank you that your Word is alive. And there is no probability or chances in the way you organize our lives and even situations and events. So we pray that you will have your way with us tonight. Allow this word, this message, this scripture that we have in front of us to speak to us and give us what we need for the weeks to come. In Jesus' name I pray. Amen. Psalm 91. Let's read just three verses. Verses 14, 15, and 16. Psalm 91, verses 14, 15, and 16. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges, he knows my name. This knowing of God's name seems to be all over the Bible. Here's a couple of other passages. My people will know my name, Isaiah 52, verse 6. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, I will turn from their wickedness. I will hear their prayers from heaven and forgive their sins. That was 2 Corinthians 7:14. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. You remember this phrase that was used when the people of Israel were blessed. So they will put my name on the Israelites. That was Numbers 6:27. Psalm 25, verse 11. For my namesake, for your namesake, pardon my sins. But I, Exodus 9:16, but I have raised you up for this purpose, that I may show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. Again, my name will be great among the nations, Malachi 1:11. Do not swear falsely by my name and so profane my name. That's Leviticus 19:12. Exodus 27, you shall not take the name of the Lord your God in vain. But for the sake of my name, I brought you out of Egypt. Ezekiel 29, they will call on my name and I will answer them. Zechariah 13, 9, this is the one that we've probably all known, a classic from Job 1, 21. Naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave and the Lord takes away. Blessed be what? The name of the Lord. Psalm 124:8. Our help is in the name of the Lord, the maker of heavens and earth. Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous run to him, and they are saved. Again, it's a song we've made out of this verse. But then the New Testament also has the same idea. Matthew 21:9, blessed is he who comes in the name of the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13, again in Matthew 6:9. This then is how you should pray. Our Father who are in heaven, what? Hallowed be thy name. Interesting. And even Jesus, in his final prayer, before he's about to be taken off to be arrested, to be crucified, he prays to the Father and he says in John 17, verse 6 and even 26, I have revealed your name to those whom you've given me. A couple of years ago, I had the knock on the door when I was living back in Dandenong. Jehovah's Witness had come and they wanted to talk, and I had time, so we talked.
And after a few minutes, they asked me, "Tell me then, what is God's name?" And I knew where they were going with this, and I knew what they wanted me to say. So I said, "Look, I call him God. Other people, like the Jews, they call him Jehovah." And the conversation went on, and I kind of stopped it. A few years later, back in Sydney, talking to my radical Muslim friends, one of them cornered me and said, "Right, you spell God backwards. What do you get? D-O-G. What does that word make? Dog. Ha, there you go. The one you worship is a dog. That's it. Allah is the one. Allah is the final and true God. Or the true person to be worshipped." He didn't use the word God. And I thought, what's the big deal? The Arabs call him Allah. The Romanians say Dumnezeu. The English say God. The Turks say Tanrı. But God is very particular about his name. And this thought got me searching through scripture to find out, what is it that God is so particular about this name? Now, if you have your Bibles with you, you'll probably think, where can we read about God's name? And the first place where we maybe crosses our mind is with Moses. Moses, when he was trying to get the people of Egypt out, or when God reveals himself to Moses, Moses tells him that I am who I am. And then he says, you go to the people and you say that I am the Lord is calling them out. The Lord is sending you. And that word Lord in your Bible, like mine, is probably in capital letters, like it's big L-O-R-D. And that word Lord in Hebrew means Yahweh. Yahweh, Jehovah, otherwise known as Yahweh. And there's also another section in Exodus where God specifically spells out his name again to Moses. And that's where I'd like you to turn your Bibles for the remaining of tonight and as we look at these passages again. Exodus 34. Exodus 34, and we will look at verses 5 through to 7. Exodus chapter 34, verses 5 through to 7. The background to this passage is that the people of Israel have sinned, and Moses is on the mountain, and he cuts out these tablets and has God's law, the Ten Commandments, written on these tablets. And when Moses goes down to the people, he sees that they are worshipping a statue they had made. He smashes these tablets, and he goes back on the mountain, makes these new tablets, and as he does, all of a sudden, there is this dialogue between him and God. Moses wants to see God's face, wants to see his glory, and within this dialogue, God, the Lord, Yahweh, speaks to Moses. And this is where we pick up in verse 5. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sins of the parents to the third and fourth generation. And Moses bowed down to the ground at once and worshipped. God has a name. And it's interesting here that when it says he proclaimed his name, is the same word name that Adam used in Genesis when he called the animals. It's this Hebrew word Shem. In Genesis chapter 1 and 2, we read how Adam gave Shems to the cattle, gave names to the animals. And in the same way, this being that's above us adopts a name.
And like Old Testament names, names carry with them a meaning. For example, Eve, if you look at her name at the bottom of your Bibles, there's this little this little description of what that word means. And it means living, because she was the one through whom life will continue. If you look at Noah, his name meant comforter. Moses means drawn out. David, the beloved. And then if you think of the word Jesus, how many different meanings it has. Wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. You will call him Jesus because he will save his people from their sins. Names in Old Testament literature carry a character, a personality. And surprisingly, when God describes his name, he doesn't describe it as I am the Almighty, I am the all-powerful, the omnipresent, the sovereign, the rescuer, way maker, miracle worker, light in the darkness. No, he doesn't say those things. He says something else. He gives us a description of a reality of who he is. And here we have in front of us the most repeated portion of scripture throughout the Old Testament. So what I'd like us to do for the next couple of minutes is quickly look through this description that God gives about his name and see what we can learn about it. And he passed in front of Moses, verse 6, proclaiming, the Lord, Yahweh, Yahweh, the compassionate and gracious God. Compassion, in other words, mercy. Mercy is this emotion, this compassion is this emotion that has to do with your gut. It's this feeling of sympathy towards those that suffer. It's the thing that happens in you when you see these wives and children left behind from these police officers that died this week. And you see those tears rolling down the eyes of these women and their children. It's that gut-wrenching pain. That's compassion. It's that gut-wrenching awkwardness when you're in a shopping center and you see a little kid that has just lost his parents and crying uncontrollably that he is lost. It makes your gut feel uneasy. That's compassion. And Yahweh, God, describes himself as someone as having that emotion. He's compassionate and he's gracious. There's a difference between grace and mercy. Grace, as we see in the New Testament, is very clearly described as an unmerited favor. And you see, let me try and explain it to you in this way. At the moment, I'm borrowing someone's car. And let's say I've taken this car and drive really quickly back home and lose control around the roundabout, around the corner, and flip the car on its roof. And the person that has lent me the car finds out. And if he was to say, yeah, Adi, it's okay, don't worry about it. I'll pay for the damage of the car and I'll do the repairs. That would be mercy for him not to expect me to pay for the damage done to the car. But what grace would be is if after he says, I will cover the costs of the repairs, and on top of that, I will buy you a new car, a brand new car. That's grace. Unexpected, unmerited favor. For about 6 years or so, while we were in Istanbul, we never had a car. We would use public transport. And then finally, we realized we needed to purchase a car, so we purchased a car. And amazingly, 2 days later, three kittens ran out on the main highway. The guy in front saw the cats and stopped completely. I came up from behind and completely cleaned up the car and the cats. The police came. When the police came, they saw I was a foreigner. They asked me for a driver's license. I showed them my Victorian driver's license. And they said, when did you come into the country? I said, oh, it's been probably a year and a half now since I've last come into the country. This license is only valid for 6 months. You've been driving a car without a valid license. Do you have insurance for your car? I go, yeah. When did you do the insurance? 2 days ago. When did you buy the car? 2 days ago. The police officer said, you're in a lot of trouble. Now, if I put on the paperwork that you drove a car without a valid license, no insurance cover,
company is going to cover your cost or the cost of the car that you've damaged. I had poured all our savings, all the money we could get together to buy this car, and now it was gone in 2 days. So I said nothing. I went to the police station to give a declaration. The police officer, after a couple of minutes, comes out and says, "Adrian, you know what I'm going to do? I'm not going to write anything on the paperwork about your license not being valid. We'll leave that to destiny," he said. I was shocked. I was amazed. This guy had shown me so much mercy. And then he says, "Come in the police car. We have to go to another police station for you to give a declaration. And the person that you have hit, he also has to give a declaration." So we're driving down the road, and he asks me, "Do you have any money?" I said, "Yeah, not on me. I don't have any cash, but I'll go to an ATM and take some money out." "Why?" And he said, "Oh, you have to pay for the tow truck to tow your car." I said, I'll take some money out of the ATM. And then he did something very strange. He put his hand in his pocket, took out his wallet. From his wallet, took out 50 liran and handed it to me. He said, "Take this. Let this be a discount for your tow truck." I was shocked. I'd smashed the car. I was the one at fault, hitting from behind. He had just shown me mercy by not giving me the fine I deserved. And on top of that, he showed me grace, unmerited favor. This is what it means for God to be gracious, to give us what we don't deserve. And when we move on to this passage, notice what else it says about him. He is slow to anger, compassionate, gracious, slow to anger. When you hear the word slow to anger, what comes to mind? What sort of person do you imagine when you hear someone that is slow to anger? Most likely you imagine someone that is patient, that is long-suffering. But at the same time, it implies that it's a person that can get angry. And God is someone that can get angry, and he does have that emotion, but his anger comes delayed, slowly, patiently. This is such a contrast to the gods that were in that time when Moses wrote this. The Mesopotamian gods, the Sumerian gods, were gods that had fights constantly in the heavens. This is how the creation was apparently created, by these gods having these cosmic battles. And people were always worshipping and sacrificing to these gods because they were angry with them. And if you didn't do the right sacrifice, you would not get crops for that year. You'd get cursed, you'd get sick, you'd get all sorts of things happening to you. The contrast to those gods, Yahweh, is a God that is slow to anger. I mean, imagine if God was a God that was not slow to anger, but he was quick to get angry. What would it look like? How many of us would still survive and live today? I mean, this is the big debate that a lot of atheists have. Why does God allow wicked people to continue in their wickedness? Why does God allow evil people to do bad things? Why doesn't he stop the pedophile? Why doesn't he stop the serial killer? Why doesn't he stop the rapist? Why doesn't he do that? Why does he sit back and let these things happen? Well, it's because he's slow to anger. He's patient, and he desires that the pedophile, the serial killer, those people that do all these crimes, he desires that they would turn to him. He is slow to anger, but then it continues, and he says he is abounding, full of love and faithfulness. Now, this word that they've put here, love, is not really a true representation of the... I mean, they couldn't... It's hard to find the right word to describe the word that was here in the Hebrew. It could mean love. It can mean kindness. It can mean favor. It's this idea of this contract of kindness and favor that you can trust. It's a faithful type of kindness. It's a faithful type of love that does not change and get broken. It's like God makes deals, contracts, covenants, and this is one of them. It's a loving kindness type of favoring covenant that he makes, and this is what it means here when he says he's abounding in this. And he maintains this loving kindness to thousands
And then the pinnacle of it all is that he's a God that is forgiving. And notice how he describes what he forgives here. And he's forgiving wickedness, rebellion, and sin. Three different ways to describe sin. Now, I'm not an amazing Bible scholar or whatever. Go on Google and type in word study. And type in these words. And all these different videos come up, especially by the Bible Project. And they have some great ways of explaining these things. Let me just run through these three words for you to see how sin is described here. Wickedness, another word of iniquity, is this word avon. Now, I don't know if the cosmetics company knew that their word avon in Hebrew means wickedness. Could have some connections, I don't know, but wickedness, this idea of avon, is an idea of being bent, being crooked. Something that was straight all of a sudden is become not straight. It's this idea of being twisted, out of place. To avon what is right, to bend what is right, to make something straight, avon, crooked. This could be your choices. This could be your conscience that is bent out of shape. When you bend, when you avon love, you end up with hate, rape, murder. When you avon, when you bend truth, you end up with deception, manipulation, lack of trust. Instead of doing what is right, it's this idea of doing what is crooked. It's right to be someone that helps those in need, but it's avon, it's crooked, it's wicked to be selfish and think of yourself and seek to take advantage of those that are in need. It is right to be respectful to your parents, but it's avon, it's wicked to be disobedient, shaming them, or even beating your parents. I get really troubled when I'm at a shopping center and I see a little 3-year-old, 4-year-old, little kid laying into their mother because she's not willing to buy a toy that little 4-year-old, 3-year-old, 2-year-old wants so desperately. I feel like going up to this little kid and saying, do you realize what you're doing? You're bending what you should is normal. This woman carried you in her stomach for 4 months, for 9 months. She gave birth to you. She took care of you for the first years of your life. She fed you constantly, washed you, got up for you every hour of the night. For you to bend what is normal, to avon, to be so wicked as to beat your mom, this is wickedness. This is how wickedness is described in the Bible. And then you have this other word here, this idea of rebellion, this idea of transgression, and that's another word that's pasha. And pasha has this idea of violating a trust, breaking a contract, breaking a relationship, turning your back on something that you've put your name down for. It's this idea that a husband can break off a marriage, can pasha, can violate that contract. When two nations have a peace treaty, and all of a sudden that peace treaty, that peace treaty is pashad, it's broken. This is this idea of turning your back on what you promised and what was your part of a contract. And the last word here, sin, this kata. And it's amazing because the Turkish word for hata is to make a mistake. And this is the same translation understanding here. In Judges 20:16, we see this story or this verse where it explains how there were these soldiers that could sling a stone at a hare and they would not kata, they would not miss. Kata or sin is this idea of missing the goal, missing the mark. It's like you build something, but it's not built to standards, or you've built it not on time. Sin in the Bible is this idea of failing to meet a goal that you were created for. And this goal that the Bible describes is us being truly human. Question. Actually, I have two questions for you. Do you know anyone that is wicked, bent out of shape? Do you know anyone that is rebellious, that breaks trust, agreements,
that cannot keep his word? Do you know anyone that is sinful, that fails to be a human, that fails at the goal of being what God created them to be? Maybe there's someone that you know at your workplace that is hard to trust. Maybe it's someone that you would probably find in a prison somewhere, or some crazy leader, political leader, that is just doing all sorts of wickedness and evil, bent out of shape completely. Next question that I want to ask you, would you be willing to forgive someone like that? Would you be willing to forgive someone that does pasha, violates contracts, that is wicked, does avon, or that is outright failing constantly? And yet, this is the description that God gives about himself. He's a God that forgives, that lifts up, that takes away all three of these descriptions, these ways that people can sin. All three of these ways, if somebody turns back in repentance and trusts in him, he forgives. But those that do not repent, those that do not trust and turn back to him, those that do not acknowledge their sin, he does not leave the guilty unpunished. Notice, God is just. And his justice is not a play on how he can reward those that do good and punish those that do evil. But no, God has an end goal. And his end goal is a world without evil. And to achieve his end goal, he needs to deal with wickedness, rebellion, and sin. And so he will judge. When we respond to him in repentance, God shows us his mercy and his compassion. But when we don't respond to him in repentance, then God responds to us by putting an end to our craziness and wickedness. Unresolved murder cases, money laundering done by these huge businesses, making unspeakable amounts of money in unspeakably evil ways, unjust political leaders throughout history that have lived, they will not go unpunished. And this is the hope of the gospel, of the good news, that the God will put an end to evil and wickedness. There will be a day when the great judge will come. And on that day, there will be no more abusive husbands beating their children, throwing their wives across the room in rage. On that day, there will be no more workers in India working for 12 hours a day, 7 days a week, just to make enough to live so that we can wear Nikes and some other branded shoes. On that day, there will be no children hiding in their house as drones filled with bombs fly over their houses. God will not leave the guilty unpunished. But probably like you, like me, you're wondering, what's this got to do with the kids? Do you realize how God's justice, it even involves the children? He punishes the children and their children for the sins of their parents to the third and fourth generation. Now, there's lots of ways we can read this. And definitely, the meaning in this passage is not that if my dad doesn't pay his taxes and does the wrong thing, then me and my son are going to get punished by God. No, this is not how we see the Bible describing God's justice. But it describes this, that the parents' sin has a ripple effect. You see, if my parents end up doing some dodgy business and end up in prison, then we as children will suffer. We as children have to deal with the consequences of being left without parents. When a husband and wife divorce, the divorce and the pain that brings into the child is the lack of trust, the just distorted view of what marriage and love is meant to be, is rippled through to the other generations. And at the same way, God is saying here, God will punish sin in every generation. If my parents live the life of sin, and if I choose to live that same life, I will not, in a way, skip God's judgment because he dealt with my parents. No, I also will be judged. If my kids also follow in my footsteps and do the same sins, they too will face God's judgment.
This is what it's saying here, that he is a just God. And in his justice, sin has a ripple effect. And God does not stop until he wipes out all sin in all generations. Here we have it. God has a name, Yahweh. And it's expressed as a reality of who he is. He is someone that has this gut feeling compassion and offers unmerited favor to people. He is someone that is slow and patient with his anger. He is someone that is full of loving kindness that you can trust to always be there. And he's someone that is even willing to forgive, to lift up, to take away any and every color of sin that you can imagine. And he's also someone eager to see a world with no more evil, bringing his justice on those that do not repent. Sounds beautiful, Adi. But how do you know this is true? How do you know that this God that is described here to Moses is the God that is actually really playing out in history? Two examples I want to give you, and then we'll move to some applications for us tonight. First example, you can find in the book of Jonah. The Ninevites were a very interesting people. A few years ago, some archaeologists stumbled across the Ninevites' library collection. And what they read in there astounded them of how evil, wicked, cruel these people were. I mean, they did not go into a city, into another nation, and just fight, take over, and then take all their goods and leave. That's not their approach. Their approach was always to go in, fight, win, and then maim and cripple everyone that's left, so that all nations that see this crippled nation left behind would know the Ninevites were here. They'd go through and then take out their eyes, cut off their hands, maim them somehow, so that people would see as a trophy the Ninevites were here. I mean, there's the accounts of them taking all the men from the city, chopping off their heads, making a pile of heads in the front of the gate of the city, and then the women and children taking them inside the city and burning them all alive. I mean, they're atrocities, they're skinning people like animals, putting hooks through people in the most awkward places ever. So I can imagine why Jonah didn't want to go to these people. I mean, evil to the core, Avon to the core, Pesha to the core, Kata missing the mark completely of being what it means, what it means to be a human, completely missing that. And Jonah, instead of going to Nineveh, he runs away. And we see how God brings him back. And eventually when he comes back, in chapter 3 of Jonah, verse 4, his message is very blunt and easy. 40 more days and you're doomed. 40 more days and you're doomed. That's it, 40 more days and you're doomed. And to that message, to our surprise in verse 5, we see that the Ninevites believe God. This wicked nation believes God and they repent. They turn to God in prayer and fasting. And in verse 10, you see that even the animals and everything else is made to fast. Such a radical turning to God, and God sees this. And in verse 10, he relents from his anger. And what do you think Jonah does when he sees this relenting of God's anger to these wicked, evil, vile people? Verse 4, chapter 4, verse 2, he says, Exodus 34, verse 7, I knew that you were gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. I knew that this was who you were, you are. And that's why I didn't want to come to these people. Because I know what your name means. I know that this is your character. I know that this is who you are. Unfortunately for the Ninevites, 150 years later, they go off the rails again. And this time, God's patience runs out and he says, enough is enough. And we find in the Old Testament a whole book dedicated to their destructions, Nahum. Interesting how chapter 1, verse 4, verse 3 starts. The Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished.
And the next verses and pages of this book, Nahum, is a spill of what God thinks and what he will do to the Ninevites. God has a name, and this name describes the reality of who he is. Second example I want to take you to, and this time it's in the New Testament, in the book of Acts. Acts chapter 9. We have a man here called Paul, hyper-religious, zealous for the law, a murderer on his way to plan and organize more arrests. He sees a light, he falls off his horse, and he hears the Lord saying, "Paul, Paul, why do you persecute me?" He goes blind for 3 days. He doesn't eat, he doesn't drink. What was going through Paul's mind for those 3 days? Think about it. He's a Jewish man. He knows the God of the Old Testament, the holy, judge, just God, the God that cannot stand wickedness, the God that shows no grace. For Paul, I think one thing was going through his mind. I am doomed. I'm done. I have seen the Lord, and I have found out that I've been against him. I have fought against the Lord. I am done. But then his eyes are opened. He eats his first meal. And all of a sudden, Paul discovers God's name. And he learns that the Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love. And this changes everything for Paul. If you have your Bibles, flick with me to any one of Paul's letters. Pick whatever letter you want of Paul's. Have a look at the very first verses, the way Paul starts his letters. 2 Corinthians, I've picked. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God in Corinth, together with the holy people throughout Asia. Verse 2, grace and peace to you from God our Father. Grace and peace to you. How does he finish his letter? Look, any book that you've, any letter of Paul, see how he finishes it. Verse 14 of 2 Corinthians chapter 13. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of his Holy Spirit be with you. Galatians, across the page. Again, grace and peace to you from God our Father. How does he finish Galatians? I'm guessing you already know the way. The grace of our Lord Jesus be with you and with your spirit, brothers and sisters. Amen. Grace has become the core thing of Paul's life. Every letter he starts with it and he ends with it. Why? Because he has come to understand God's name. Coming to understand God's name changes you. And it changed Paul in such a way that he was willing to lay down his life just to make this name known. In fact, in 1 Corinthians chapter 15, it says, "I am what I am because of God's grace. God's grace has made me to be what I am." It's his compassion, his kindness, his mercy, his slowness to anger that has made me who I am. And that's why Moses, after hearing God's name, falls down to the ground in worship. You cannot remain unchanged by the name of God. Application. The first thing that I think we can apply from this is that God's name can be known. Like we've read in Psalm 91, verse 14, "Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he knows my name." He acknowledges my name. Do you know God's name? Do you actually know God's name, or do you just know about God's name? Because you see, what we know, experience, or think about God will affect who we are and what we do. If God for us
is someone that selects a few certain people and shows love to them, but is angry and mad at the people that he doesn't select, that he doesn't accept, then it would make us someone that is like a Pharisee who is racist to a certain people and is angry and mad at the world. If for us, God is someone that is okay with people's choices of their sexuality, tolerant to all, and not imposing his idea or his desires on people, then it will make you into a person that embraces all walks of life and thinks they are all okay. My truth is my truth, your truth is your truth. What's good for you is good for you. There is no such thing as absolute truth. You see, the ISIS terrorist cutting off the head of the infidel and yelling out, God is great, or the homosexual singer that says, I love God, or the TV preacher that jumps in his $500,000 car after he's finished his sermon to go home, or the girl in the shopping center that's dressed extremely skimpy but wears a cross around her neck, or the nun that gives up the normal way of living and chooses poverty just so she can meet the needs of others. All of these people do what they do because of the way they see God. You see, it's important the way you see God, the way you understand his name, the way you experience God. And the nice thing about made-up gods is that they agree with you all the time and in everything that you do. And they let you live just how you want. So what does God's name mean for you? How does his grace and compassion affect your life? Or how does his justice and judgment affect the way you relate to sin? What his name means to you will affect how you are, who you are, and what you do. And this is the danger of growing up in a church, because we can come to know the name of the God that my parents believe, of the name of the God that my pastor talks about, or the name of the God that my friends believe in. But if it's not the name of the God that you believe in, that you follow, that you've experienced, that you know, then you're in great danger. So during this time of isolation, who is it that you are trying to draw near to? What sort of God is he? And what is his name? Second application. His name can be dishonored. Exodus 20, verse 7, you shall not take the name of your Lord in vain. And of course, there is this primary school type of application from this to say, it's very bad to say, oh my God, or Domne Azuta, or Domnisus, in inappropriate ways. Of course, I mean, there's this huge debate with the Jews in the very first centuries when they were using the word Yahweh, they were afraid to pronounce it. So they used all these different letters to play with that word and come out with Adonai and other words, just not to say God's name inappropriately. But I think a more mature and more deeper way of thinking about this commandment is that we need to be careful not to belittle his character and who he is. Do not take his grace, his compassion, his slowness to anger, and his love as a small thing, as an empty thing, as a pointless thing, as an insignificant thing. See, the second part of that commandment, that verse that God gives as a commandment, is not a commandment but a warning. The Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. In other words, guilt and punishment will hang over the head of those who use God's name in vain. I see, this is what I think is the greatest judgment against those who have heard the gospel, who have heard of his name, like many of my Muslim friends, and yet reject it, and yet belittle it, and yet make it as if it's a small and insignificant thing. You can't do that with God's name. You can't do that with God's character and his being and who he is. This is why Jesus, when he taught us to pray, said, when you pray, say, hallowed be your name. Lifted up, glorified, in the right place, be put God's name.
So do you realize what you are doing in God's name when you belittle it? You take his grace as if it's something irrelevant and inappropriate, as if his patience and his long suffering with you is not a big deal, as if his forgiveness is just something cheap. This is what it means to dishonor his name, to take his name in vain. Maybe you too, like Moses, after hearing his name, should fall down on your face, down in worship. Third application. His name is to be known. In Exodus chapter 9, 16, it says, I have raised you up for this purpose, that I might show my power, that my name might be proclaimed on all the earth. In Malachi 1, 11, again, my name will be great among the nations. Did you know that God has this desire to make his name known to the ends of the earth? His grace, his compassion, his slowness to anger, his love, his forgiveness, his judgment on sin. This is what he wants the world to know. And this is why Jesus, when he was praying to the Father, he says to him, I have made my name known to you, made your name known to them. I have declared to them your name. This is why my prayer is, once this COVID thing is over, that God would open up the doors and he will thrust out more and more people to the nations, to the people that do not know his name yet. Are you aching like God to have his name known? Are you burdened when you see people and nations that do not know his name? We've entered into Ramadan these next 30 or so days, where the whole Muslim world is fasting. As commanded by Muhammad, as a part, one of the pillars of Islam, every Muslim should do 30 days of fasting every year. What will you do during this time of Ramadan? What if this time of Ramadan will be a time where you as a family would really pray and seek God, asking him to reveal his name to these people? Whether it's through dreams and visions, whether it's through supernatural ways, that his name, God's name, will be known among the nations. And last application, we carry his name. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from wickedness, I will hear them. I will forgive them, and I will heal their land. My people are called by my name. Did you realize that you are called by a name? By his name? God wants a living and breathing people to put his name on display, to show the world what he is like. See, this is why God wants people to be just like him. This is what this verse means up here. This is God's desire, our sanctification, our becoming like him, our putting his name on display. He wants a people that are compassionate and gracious. He wants a people that are slow to anger. He wants a people that are loving, forgiving, and wrestling with justice and mercy. So, you are not just a worker that's going to a building site. You're not just a painter, but you're someone carrying a name. You're not just going to the shops to do your shoppings, but you're carrying a name. You're not just working in an office or a mom sitting at home with kids or a student trying to learn online. You are an ambassador, an earthly representative of a name. And everywhere you go, you are called by this name, Yahweh. And I think it's an amazing name. Let's pray. Father, I thank you so much for this name that you have. And I thank you that this name reveals so much truth of who you are. And thank you that you've blessed us with this name. So I pray that we will take this responsibility
not lightly. And let this name be known all over the place. Be with us this week as we go our own ways. Watch over our children. Watch over our hearts and our lives. And every day throughout this COVID-19, as we draw closer to you, will you reveal your name to us even more? And let your name transform us. In Jesus' name I pray. Amen.